Salut, prieteni! În față puteți să vedeți soile de la stâna domnului Vasile. Am strigat mai înainte pe ursul, dar n-a răspuns nimeni. N-a venit, el de obicei venea înaintea mea. Și aș vrea să vă dau o veste foarte tristă. Ursul a fost lovit de o mașină și a murit. Nu știu cum s-a întâmplat, o să vorbesc și cu ciobanul, să vedem dacă știe și el ceva. Dar de azi înainte, ursul nu o să mai fie. Din câte am înțeles, ursul a murit acum vreo câteva zile. Am mers acum să văd unde a murit, să iau scarda. Dar nu l-am mai... Nu știu cum s-a întâmplat. Mai repet o dată. O să merg să vă arăt și la dumneavoastră să vedeți cum e drumul. Acolo nu se circulă cu viteză mare, pentru că sunt serpentine, sunt câteva curbe care nu îți permite să mergi cu viteză. Poate din cauza rănilor pe care le-a avut de la acel impact, a murit pe loc sau a murit ulterior, dar nimeni n-a venit să zică, bă, uite, am lovit un câine, haide, te rog, vezi, mai trăiește, se mai poate salva. Nimeni n-a venit și el a stat acolo, poate a chinuit și într-un final a murit. Îmi pare foarte, foarte rău de el, a fost un câine minunat. Așa câine n-am mai avut, stătea tot timpul printre oi, avea grijă de oi, era foarte iubitor. Totuși, nu se circulă cu așa viteză, că dacă circula regulamentar, poate îl putea evita. Dar o să vă arăt cum se circulă în acea zonă, chiar dacă sunt restricții de viteză. Se circulă foarte tare. Dacă se circula omenește, cum se zice, poate îl putea evita. Dar nici acel care l-a lovit n-a venit să zică, uite, l-am lovit, i-am stricat mașina, sau ceva de genul. Poate a fost o mașină mai mare, o rabă, un tir, nu știu nimica. Dar nu știu cum a ajuns el în drum, de obicei el se ține după oi și mergea după oi și tot timpul era între oi. Poate i-a văzut ceva vulpe, ceva sălbăciciune și uite așa a ajuns pe marginea drumului și să fie lovit. O să merg acum la cioban să-l întreb și pe el, el ar trebui să știe pentru că tot timpul a fost lângă el. Nu vin să-l cer pe cioban sau să-l critic. Fapta e consumată. Oricum, ciobanul n-avea el ce să facă. Câinele trebuia să stea lângă oi. Dar vedeți și dumneavoastră, îi spui la un om, stai aici și el nu stă. Dar pe la un animal. Îmi pare foarte rău. De acum înainte, ursul nu se mai... Bine, cum venea el, ce mult îi plăcea să mă vadă când veneam și îl filmam. Îmi pare foarte rău de el. Ursul o să fie de acum înainte o amintire. O să-l puteți vedea în videoclipurile mele pe care le-am făcut. Un câine minunat, un câine extraordinar. Extraordinar. Acum o să merg la baci, la cioban și o să-l întreb să vedem ce zice și ea. Diviți cine mă întâmpină, căței. Ursul era deja la mine, mă simțea de departe când veneam. Acum săracul nu mai e. Să-mi rămână în suflet unul dintre cei mai dragi câini. Aia nu... Dar să circulă tare, dar ce nu-i drumul ăla de să se circul tare? Că ai văzut mie tale, că se serpentine. Da, așa fac, și am, Doamne ferce mâna. Pe bune? Joa și noaptea. Păi săracul nu obișnuia el să meargă în drum. Nu, poate a văzut ceva sălbăticiune. Când vedea, că vedea, că de acolo se vedea, de pe la stauri, de pe acolo se vedea pe asfalt dincolo. Acolo unde plantația aceea din sus de drum, unde plantația aceea de stejar. Nu, acolo te stau capre de pădure multe. Acolo fată, și acolo tot bat. Și aici tot trec, dar... O foc inunist. Ce să zic? Ce poți să-i faci? Ce să fac?
ca să mai stau și pe acolo, mai frec și pe acolo, pe lângă asfalt, dar nu am făcut vreo 2-3 zile pe aici, da. Mai viu și pe aici, după da? Ce să te duci, că poate sare ceva oaie, ceva, să le lovește pe toate la cum se circulă. Chiar aici. Acum am văzut cum vineau și cu tir și cu din asta, basculă, bă, dar se circulă puternic. Da, bă, e linie continuă, mână, nu... Gen, păi e linie continuă și depășesc linia și... Săptămâna trecută, le-am bucătate de mult sofo și gel o făcut rândul la lapte. Am fost marse cu laptele, l-am fost recurată și e 4 mașini către Berința. O mai fost una în spate, ceea ce a fost de a doua, a intrat în depășire. Ceea ultima ce a fost a patra a fost în spate, dar mașina se limpă noi așa și a fost, că mașina albastră. S-a pornit girofarurile. Și am scris și el muzică, asta nu e mașină de poliție, că nu era înscripționată, nu era sus girofarul. Nu, că umblă, umblă în civil. Ați deja, vă zice, tătau ei. O tras, o depășit celelalte, a doua ce-o fost în spate, la prima ce-o fost înainte, l-a oprit și l-a tras pe dreapta. Foarte bine. O zice și el, zice, 4 luni de zile, rămâne fără permis. La ăsta din Berința, la Duțu, ce are mălai acolo sus, la bazinile de apă. Pe 4 luni eu l-a permisul. Da, eu am înțeles, dar nu știu de unde e atâta treabă, că dacă ajungi cu 5 minute mai rapide, sau dacă întârzi, sau că întârzi. Poate nu nici mai ajungi. Poate nici nu mai ajungi. Aici e problema, la anul trecut de acolo cu 5-10 minute că ai ajuns mai rapid, atunci trebuie să ajungi mai devreme dacă nu vrei să gonești așa tare mașina. E, da, că aici ai... E, ho! Asta e toată problema, am zis că numai ori o... Ori o trecut el atunci, ok, eu nu m-am dus să văd, că o zis Badea Ion, zice, nu te dacă vrei, dar zice, acolo mă, dar zice, nu te poți apropia. Nu, deci pe drumul de dinsul, nu ăla din jos. O făcădurile astea și una, două intrat poate în putrefacție, nici eu nu cred că mă pot apropia de el. Că eu, oricum măcar. De acolo nu l-a dus nimeni. Nu l-a dus nimeni. Nu am cine să-l ducă. Deci ăsta, primul drum ăsta din dinsul, ce mere, hai zice, nu acolo din jos, că acela acolo din jos, acela iasă în sus, hai zice, mere de-a crestul. Și chiar cum a intrat în drum, că o zis, băi, că nu mă omniez mieri. Că pe ăla Dănuț, joi, să vadă cum e cu mâna, ce face. Dar îi poate lucra, mă. La mâna dreaptă, aici. O scăde aici, pe aici aștept-o tot întors până aici. Până în os. Săracu. E bine că le-a prins la brictu. Se întâmplă, dacă lucră cu de-astea, n-ai ce să faci, trebuie să fii atent. Și-a fost că când când au venit, când au mers încolo. Mă, ce n-am știut, zice, ce te miroase, te așa bine. Pe când, zice, n-am oprit când am mers încolo. Pe când am venit înapoi, a zis Florea Bălău, că s-o oprească, să vadă ce îi. Și-o dat de el acolo. Dar precis l-a lovit ceva mașină, că o zice, cum era așa cu... Era cu capul în jos, dar eu îmi bănuiesc foarte rău după el, că a fost foarte, foarte harnic. Acum mi-a spus eu și la adresa la văsărică, mă, zice, la Badion. Vezi că nu poți căta de câini. Dar pe cum să poți metale? Că nu, nu poți să cazi de câini. Eu i-am spus, nu cazi de vezi metale și ăștia și-au făcut rând după acolo roată. Păi, doamne fer, se întâmplă... Umblă pe acolo cât umblă, de aceea-i câine. Să bată pântuve, să umblă, mai știi ce dracu și pe aici, câte sălbăticiuni stau omul, câte-s posibile în ziua de astăzi. Da. Normal, nu poți să ai grijă de tot. Nu pot, trebuie să am de... sărăcile aia, că și capele astea. Când m-ați acolo pe sub pădure, să bag în pădure, într-o zi până acolo, mi-e și sus la drum. Da, nu tăte, dar câteva dintre ele. Nu mai ce are și Mitru Camalai. Și eu nu mă așez, zic că cred că când o trecut, o vine ceva mașină din cea parte, că nu se gemea de mașini. Nu, că era și cum pătat așa, nu se băga. Da, nu, se că și... Era câine deștept. Deci și ceva mașină odată în el. Dar ori o fă mașină mare. Ceva mașină mai mare o putea. Că dacă era mică, poate vine și zice, bă, uite, am lovit câinile ăsta, ține-ți-l acolo, ia uite, da, mi-ai stricat mașina. Ceva mașină mare, că... Ia este nici, aia este nu, că se îndoie, să... Nu, la un câine așa mare îi face praf mașina. Da, cum? Și apoi eu cred că nu am nici mai... Că nu, dacă o zis că miroase așa și ăsta, m-am făgânit eu, zic, băi, zice, du-te dacă vrei, ia-i măcar zgarda de ăsta, dar bine. Te poți apropie, e pe urma, pe... No, nu știu, mu! Știu eu, dar nu, că acolo... N-ai fost acolo, pe acela drum din jos? Nu, tot acolo am fost, numai că am coborât un pic mai jos, dar am stat pe partea dreaptă. Am crezut că e pe dreapta. Nu, acolo, cum treci? Dar n-am, deci, nu mi s-o... Intri în asfalt, te mai duci pe asfalt până în ton dreptul cu drumul. Știu unde, o să mă duc acum, după ce mă duc la netale. Nu, de... Că cu ceva, dacă vine mă, până nu, bine, eu la 9 fără 20 le-am dat drumul, că am fost 4 la mulți. Am început la 6, când suntem 4, e o oară jumate.
Am avut mai multe și cu lapte. 208, 210, 12, 213. La o fără 210 ați terminat? La 7 jumate. 7 jumate? 7 jumate, 8 fără un sfert de 8 până am mâncat, până și la 7, 8 fără un sfert le-am dat drumul, cam așa. Și a zis, bă, când se încălzește, tare pe tare rău mănâncă. Ei, vine pe aici, nu mai bagă aici la apă. Ei, tu capră, dar pe tu ce faci acolo? Mai are să bei apă. Ia, o luat-o de una singură, alta. Ea, că mai sunt acolo. Păi, săi, e rău, că nu mai aflat acolo pe părău. Păi, vine și voi mai scoate. Asta nu se mai împreține cu mine tale, nu vine? Nu. Nu, că-i tăt, nu știu, să-i tăt teme așa. Și la mâncare vine greu. Stă-mă acolo de lătrui, mă duc, îi pui. Nu știu de ce să-i teme așa rău de bătaie. Am zis că nu știu nicio căcâna aici. Hai, mă. Cum îl cheamă? Iancu. Iancu? Iancu, mă, hai de aici. Hai, mă. Ce-i bă încolo? Hai de aici, mă. Stai rău să-i teme de bătaie. A fost poate tratat un pic cam rău. A fost bătut. Mâncare față de celelalte. S-a făcut? După cum nu a plouat așa eu, a fost. Și ai crezut că nu s-a face, că ai fost să că nu s-a făcut ca și în celelalte. Tare, tare slabă față de anul trecut. De s-a făcut și pe aici. Mare mitruc aici, de la ăsta lui Virgil pe Merizoi, acolo în jos 12 hectare are, până acasă. Dar mă vine el mâini dimineață și apoi l-a sunat pe badea, unde a putea veni mâini la amiază, mâini la amiază. Să vezi să meargă cu mitruca să-i arate cât până unii acolo câtui. O să nu-l dă-te la oi. O să iei iarba acolo și mitruca zice, Doamne, vezi ce bag acolo, nu le mai vezi iarba. Și apa aici pe valea asta. Am aici trebuie să am de trecut în pădure, dar vorbi cu pădurariu. Și ăștia cu fondul de vânătoare fă pe aici. E vor da, o săptămâni. O fă la nevastă? Da, o să fac la staură. Aici? Pentru câini, pentru a, să vadă efectivul câte oi, câte... La ce treaba e? O să na, la 300 de oi, o să ai dreptul la 5 câini. O să ții 5-6 câini, nu... La mă, eu trimăs de la ocol, ne-o dat acolo niște hârtii, să nu ai iarăși să aibă lemn. Nu, trebuie să-și facă ei treaba. Da, o, trebuie, că nu știi cum e că umblat, că ai de acolo din preluca nouă acela, Văselica, știi, o popădurare de mult. Și a zis, bă, Văselica, nu aia, că mă trimăs dare de la ocol, da? Poate mai căpătat și voi o bucată de caș, mai mâncați un blig de înginge, să mai vezi un cavei. Ca așa îi. Ia voi o dată, o fac Cosmin la voi. Eu dat acolo și la el o jumătate de caș. Poate n-au de dat banii pe caș. Dar mă, nu au și își fac datoria lor, că... Nu trebuie să-și o facă, că fiecare ar trebui să ne facem treaba așa ca la carte. Ca să margă lucrurile cu trei în țara asta, dar vezi netale că nu tăți. No, bine. Aici atâta. Știu, e cu fondul de vânătoare să... Tăte, numai dreptul lor să-i chec. Mi-a zis, bă, bă, Sălica. Păi numai dreptul vostru să-i chie. Al de nimic. Păi ce ai, bă? Ce ține pe tine aici, să vezi ce bine e de umblat. Hai, două, trei zile cu mine. Cu câini. Nu am o ce treabă, dar păi nu. Câinii au fost cuminți, nu se reau la oameni. Nu au ăștia treabă. Sau la sălbăticiuni, am da, că le mai fugă rău, dar... Sunt bugăti, nu mamu, ca să facă și eu zice, dar nu, bine, că nu au ei treabă cu... Dar am trebuit să semnează proprietarul de stână. Dacă tot au venit, au zis dacă îs ceva lupți pe în zonă sau uși? Nu, da, de acele se întrebe. Mic, i-am spus, vă să zic că sunt și sălbăticiuni, șacal, tot. Mă, ce n-avem ce face? Deci, vezi, nu ne aproabă fondul de vânătoare ăștia de la filială. Și bun, dar bine că te vine la omul de rând să-l tăt încurce. Nu, bine. Tăte, i-am spus eu, tăte, vă zic, tăi dreptul a vostru, nu iau omului. Dar nu știu unde, aici, pe la satul lung, pe acolo, zis ăsta din Coruia, pe Văluc. O zic, Doamne, fierde, s-au trebăcut acolo șacalii. Pentru o noapte 17 ori rupt. Hai de mine. Na, și pe Bălucare, că acolo e și al lui oile. Pe acolo, pe la satul lung, pe undeva. El are armă de vânătoare. A ce n-ar vedea? Ce n-ai voie, mă? Ce te-o prins aici, te bagă în temniță. Ieri,
se-ți face aprobare, nu-ți face, că nu au voie, că... Am aici oferit Dumnezeu, n-am avut treabă, până am. Nu te deranjat nimic? Nu s-a auzit nimic, așa noaptea să bate cu... N-am avut treabă. Până am auzit niște becuri acolo la Comarnic, la gardele ce se încarcă la soare. Dar ce voi să vede toată noaptea din ele? Mulți bagi încă, mai luam Marcel 4 de cele mai mari din baie și îi pune la staură. Îi voi bat 4 pari între de colțurile, staurile între de 4 și din sus și din jos. Le vând mai departe de staură când îi soare. M-ai văzut la mult, multă lume. Și toată noaptea văd. O zic și pe văluc, zice, alea sunt foarte bune. O că nu se bagă. Deci, iara, dar nu, aici nu am văzut, nu. Hai de hai! Nu mereți în sus, să mereți pe mălai la mitrupa. Lăsați că să le pun eu, mereți, vedeți unde să duc. Că le trag eu apă. Fac și un pic de antrenament. Așa da, dacă... Am apucat să le trag un pic de apă. E foarte seceloi. O să le umplu valul după ce termină ele de băut. Stai le-au fost. Dar nu... Bă, vină aici, mă! Hai, tatăle! Aici, în tufișul ăsta, este ursul, acum l-am găsit. Ăsta este drumul unde a fost lovit. O să vă arăt mai în detaliu cum arată drumul. Din păcate, nu pot să ajung la ursul. Și este într-o stare foarte avansată de putrefacție. Privițele de acolo. Săracă. Așa de rău îmi pare de el. Nu pot să ajung la el. Sunt într-o stare foarte, foarte avansată de putrefacție. Am avut noroc că am mers până la cioban. Ciobanul mi-a zis unde este ursul aruncat. La priviți, mi-l aruncat aici și drumul este aici. Doamne, cum circulă pe aici. Chiar acum am închis camera și era să fie un accident. Ăsta mă îndoiesc și eu. Poate a fost lovit de o mașină, dar să-l ascundă, să-l maschez așa de bine aici, mă îndoiesc. Uitați, abia pot să intre aici, că e plin de sting. Să nu-l fi prins cineva, să-și fi bătut joc de el.
l-o fi trasă de acolo de din jos și l-o băgat aici în stinger, așa, în huceagul ăsta. L-o fi trasă de acolo de jos și l-o băgat aici în huceag. Da, numai așa, în chipul. Dar nici așa, mă uit acum mai atent. Nu știu cum a ajuns el acolo, cum l-o fi pus acolo. Că de obicei cine face un accident îl lasă acolo pe câine, da? Și nu-l ascunde așa de bine. Da, deci aici e cu semnul întrebării. Îmi pare foarte rău de el. Viața merge înainte. Era un bălan frumos. Sper să mai pot găsi unul ca și el. Îmi pare rău că a trebuit să vă împărtășesc și vouă acest lucru. Dar ursul a făcut parte din familia noastră și o trebuie să știți și voi. Fa nimica. Chiar nu pot să intru acolo să-l scot. Și oricum este într-o stare foarte avansată de putrefacție. Și nu știu, să rămân acolo. Pare foarte rău de el că a avut un sfârșit așa urât. El trebuia să moară de bătrâneț între oi, pentru că a fost un câine foarte devotat oilor. Un câine pe care te-ai putut băza. Dacă ai lăsat oile singure, el a fost între oi. Și vă dați seama, până ce crește iarăși un câine ca și el să învețe să stea cu oile. El a avut 3 ani. Era pe al 4-lea an. Un câine în floarea vârstei. Păcat. Îmi pare foarte rău de el. Nu știu de ce se circulă așa de tare, cu viteză foarte tare. Mă, dacă tot vrei să ajungi undeva, trezește mai devreme, mai de dimineață și du-te. Du-te normal, du-te cumpătat și poți să evizi și alte lucruri. Uite, cum a fost și accidentul cu ursul. Bă, dacă chiar a fost o mașină, bă, nu te duci cu viteză ca să poți să eviți un animal, un animal sălbatic, un animal domestic, niște oameni, uitați, niște bicicliști. Merg cumpătat, mă, nu trebuie să abuzezi de viteză, că cine ești tu că mergi mai tare sau că ajungi cu 5 minute, 10 minute mai devreme undeva, tot acolo ajungi. Dar uite, dar poți să se întâmple, dacă ajungi, să se pot întâmpla diferite lucruri. Dacă sare, cum a fost și ursul, nu știu ce s-a întâmplat, și-o strica mașina omul, habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat. Dar a putut să iasă foarte urât, să-ți facă un accident, să moară cineva. Că la cât o fă de mare urs, a putut să, cumva, să, din cauza impactului, să devieze de pe drum mașina și să sară într-un șanț, să sară într-un copac. Mă, dacă tot vrei să ajungi undeva și ai viteză, trezește-te mai devreme, du-te mai devreme unde ai de mers, nu pierde vremea, fii mai responsabil, trebuie să știi să-ți organizezi timpul. În ziua de astăzi, dacă nu știi să-ți organizezi timpul, ești gata. Și te miri că unii au timp de multe lucruri. Da, mă, oamenii ăia știu să-și organizeze timpul. Vezi tu, dacă mergi cu viteză și nu respecti viteza regulamentară, poți să dai un tocăprioară, poți să dai un tumistreț, poți să dai în niște animale domestice care-s lăsate libere și poate ieși dintr-un țarc. Mă, cumva trebuie să te protejezi tu pe tine. Dacă ți-e dragă viața, mergi cum normal și fii mai responsabil. Și ursul a fost un câine foarte frumos. Păcat de el, pentru că s-a muncit foarte mult, a mâncat multă mâncare, a luat foarte multe tratamente, nu a să ajungă să fie un câine puternic, sănătos. Și am avut și multă răbdare cu el, pentru că vă dați seama, nu, un câine nu poți să-l formezi așa cum a fost el, să iubească așa de mult animalele. Trebuie să lucrezi foarte mult cu el, să nu-l cerți, să-l încurajezi, să-l duci cu tine în câmp de mic. Deci sunt multe aspecte care influențează caracterul unui câine de oi. Zilnic întâlnesc și eu diferite situații, la fel și voi. Trebuie să avem mare, mare grijă, să mergem noi măcar regulamentar, să putem evita anumite situații pe care
alții nu le respectă. Până data viitoare vă salut, vă respect și toate cele bune.